Monumentul Corvinilor este de departe cel mai vizitat monument din județul Hunedoara. Anul trecut, reședința lui Iancu de Hunedoara a avut 230.000 de vizitatori, depășind astfel toate recordurile anterioare. Meritul se datorează autorităților care au reușit să promoveze foarte bine edificiul istoric. În schimb, cetatea din Deva, aflată în apropiere, nu a fost atât de promovată. Pentru că autoritățile nu s-au interesat de acest lucru, turiștii au cam ocolit mărturia care stă pe dealul vulcanic și datează din anul 1269. Când vine vorba de promovarea monumentului emblematic al Hunedoarei, administratorii acestuia fac tot ce le stă în putință, pentru că toate eforturile le sunt răsplătite de numărul mare de turiști veniți din toate colțurile lumii. E un castel deosebit, un castel unic în sud-estul Europei și oamenii care îl vizitează spun că e castelul din povești. Și străinii tot așa exclamă foarte des că e incredibil. Deci el oricum atrage foarte mulți turiști și televiziuni și tot felul de case de producție pentru a realiza filme sau spoturi publicitare la Hunedoara. Anul trecut, Castelul Corvinilor a fost promovat și peste hotare la Târgul Internațional de Turism de la Lugano, dar și la cel de la Londra. Vizitatorii târgului din Elveția au avut ocazia să facă un tur virtual al castelului cu ajutorul unei aplicații pentru smartphone. Posibilitatea realizării unui tur virtual al monumentului a fost o premieră națională. Și asta nu e tot. Edificiul are și un vin propriu, vinul Corvinilor, care va fi comercializat doar în incinta castelului. Anul acesta avem la începutul lunii mai un târg european al castelelor, unde avem participare până acum undeva la 22 de castele și instituții de cultură. Avem festival Opera Night, carnaval medieval, deci avem evenimente de chiar de nivel european. Dacă la Hunedoara au loc fel de fel de evenimente menite să atragă cât mai mulți turiști, nu același lucru se întâmplă și la Deva. Cei drept la cetatea care păzește reședința de județ, încă se fac lucrări de restaurare. Dar chiar și așa, traficul turistic a fost mai mare în anul 2014 comparativ cu anii anteriori. Noi suntem un pic condiționați de lucrările de restaurare care se fac în cetate și din acest motiv nici nu putem să desfășurăm activități pentru public acolo. Nu putem organiza evenimente foarte ample. Avem în plan să desfășurăm, să animăm un pic, să spun așa, cetatea pentru a atrage cât mai mulți vizitatori, să le și promovăm așa cum se cuvine. Deocamdată putem să promovăm doar pe site-uri, doar prin pliante sau prin filmele care au fost realizate de către diverse studiouri de televiziune, de către producători independenți. Cetatea Deva, al patrulea obiectiv turistic al județului, a fost vizitată în 2014 de aproape 85.000 de turiști. În schimb, Castelul Corvinilor și-a depășit anul trecut toate recordurile anterioare, având pentru prima dată în istoria sa un număr de 230.000 de vizitatori. Mulți dintre turiștii care trec pragul castelului știu prea puține despre cetatea Deva. Este unul dintre cele mai mari monumente de gotică și este foarte impresionantă și clădire recunoscută și în Europa. Despre cetatea Deva nu știți mai nimic. În schimb, despre castelul de la Hunedoara știți mai multe. Și cetatea Deva e cea mai veche, dacă nu mă înșel, atestată istoric. Cea mai veche cetate. Ați fost vreodată la cetatea Deva? Nu. Plănuim acum să mergem așa. Spuneți-mi, vă rog, cum e castelul de la Hunedoara? Cum vi se pare? L-am revăzut după mulți ani. S-au amenajat mai multe săli interesante, tematice. Ce știți despre cetatea Devei? Destul de puțin. Am vizitat-o cu ani în urmă. Știu că este cetate medievală, neapărat, prea mult
prea mult de istoria ei și în general a cetăților transilvaniene, nu prea. Deci știți mai multe despre castelul de la Hunedoara? Mai mult, evident. Hunedoara este un județ cu un mare potențial turistic, deținând un număr foarte ridicat de obiective turistice importante, care, puse mai bine în valoare, ar atrage vizitatori din toate colțurile lumii. Printre acestea, amintim Cetatea Devei, cetățile dacice din Munții Orăștiei, Mănăstirea Prislop, Parcul Național Retezat, Ulpia Traiana, Sarmizegetusa, stațiunile Straja și Părâng și, bineînțeles, Castelul Corvinilor, monumentul cel mai vizitat din Transilvania.